Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață așa pe sufletul meu, o dimineață altfel decât suntem obișnuiți. Dacă ieri am avut un suflet curat de cățel alături de noi aici la Dale Dimineții și bineînțeles iubitorii de animale care fac lucrurile diferite, vreau eu să cred că ei fac lucrurile diferite, pentru că eu cred că nu e ușor să porți în suflet așa, să îți dedici viața unui animal căruia tu crezi că ești stăpân, dar animalul cumva te duce în lumea lui, are nevoie de aer, are nevoie de, nu știu, de dragoste, are nevoie de socializare. Ieri am aflat că socializarea la animale e foarte importantă. M-am gândit să găsim, nu știu cum, am găsit eu așa ceva mai deosebit, la Gioagiu, dragii mei, niște tineri care vorbesc cu animalele, vorbesc cu plantele, nu știu cu ce vorbesc ei acolo, dar clar e că i-am rugat să vină alături de mine la Dale Dimineții să ne spună cum fac ei lucrurile diferite. Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața! Și bine v-am găsit! Da. Așa-i! Așa-i cu emoții și mai ales că noi suntem astăzi într-o echipă foarte tânără, generația Smart, cum spun eu, ca o premieră, să spunem așa, astăzi de dimineață, alături de mine e Alin, Andra, Alexia, nu? Asta la matinal. Alexia, da, bună dimineața, Alexia. Iulia. Bună dimineața. Așa mi-a răspuns. Și Rafael. Bună dimineața. Da, bună dimineața. Dragii mei, Cazan, Alexia, Nicoleta, clasa 10-a, și Mândan, Iulia, Gabriela, clasa a 11-a și Popa Rafael, clasa a 11-a. Voi doi sunteți aproape de... Da, de laureat. De mine nu e... Nu e cald, tu mai ai. Eu mai am timp, da. N-ai respit. Sunteți elevi ai liceului, cine îmi spune? De la Gioagiu, Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Gioagiu. Eu sunt pe profil economic-administrativ, la fel ca și Iulia, la fel ca și Alexia, doar că suntem în clase diferite. Noi doi suntem în aceeași clasă. Voi doi sunteți colegi da. De clasă? Da, noi doi. Voi doi, da. Până la finalul emisiunii o să-i învățăm. Că știți că la mine e mai complicat așa, mi-am pus ochelarii că încerc să citesc, știți că așa se face la școală, nu? Da, așa mai povesteam. Așa e? Așa e, doamna profesoară respectabilă, eu mă tot rog de ei să-mi spună pe nume, nu știu ce se întâmplă cu tinere tu din ziua de astăzi, când eram așa, azi mă, nu vor nici cum. Dragii mei, acolo la voi, așa cum am spus în intro la emisiune, așa cum am spus și ieri dimineață, sunteți foarte aproape, chiar dacă sunteți profile de economie, de nu știu ce profile aveți acolo, totuși sunteți foarte aproape de tot ce înseamnă viață. Sunteți aproape de plante, sunteți aproape de animale și povesteam înainte de emisiune că eu am fost la voi atunci, 2023 sau 2, da, așa, 2023, la Ziua Porților Deschise. Foarte frumos acolo la voi, aveți și lavandă, faceți tot felul de produse, m-ați convins chiar să cumpăr, ați făcut niște SRL-uri, le-ați imaginat, să spunem așa, mici afaceri. Cum stați cu afacerile, dacă tot povestim de acel moment? Vânzările merg, aveați și o firmă de evenimente, de creare de evenimente acolo. M-ați uimit. Cum stați cu afacerile? Da, avem două firme de exercițiu în cadrul liceului nostru. Una care se ocupă de evenimente, de organizare evenimente și una care se ocupă cu aranjamente florale. Acestea sunt doar firme de exercițiu, adică noi doar simulăm activitatea unei firme.
nu mergem propriu-zis la evenimente și așa, și chiar anul urmează, în câteva zile, să avem interviu, un interviu de angajare. Ce frumos! Uite, vreau materiale, vă angajați să vă filmați și să-mi trimiteți materiale să dăm într-un matinal? Da, sigur, sigur. Păi, vedeți că eu nu uit, știți că eu îi fi eu în vârstă, dar eu nu uit, ați văzut că stau foarte bine cu memoria. Glumesc. Stau foarte prost cu memoria, dragii mei, când vreau. Când nu mi-aduc aminte, tot ce nu trebuie, să știți că mi-aduc aminte. Cum e, Aline, mi-aduc aminte. Ce nu trebuie, nu e niciodată, așa e? Nu, nu, nu. Andra, tu ce zici? Da. Ia, Andra zice da. Andra e pe regie, Aline la camere, așa că dacă ceva nu vă place, să știți că ei sunt de vină, așa, ca să fiu asumată în dimineața asta, corect. E o emisiune altfel și încerc să-i scot din, să vă scot din starea asta de emoții, pentru că voi sunteți foarte buni la ceea ce faceți și nu spun asta întâmplător. Ei fac parte din Consiliul Elevilor, Consiliul Școlar al Elevilor. Voi ați ajuns acolo prin votul colegilor. Exact, prin votul colegilor noștri. Asta vreau să știe și cei de acasă. Nu s-au trezit ei peste noapte și au spus: eu vreau să fiu președinte, Rafael, cum a fost? O adevărată dezbatere. Da, a fost dosare de candidatură, apoi campanie de vot. Ca și... Așa. Da. Și am fost ales cu 80%, cam așa, cam 100%. Sunt în al doilea an de mandat, anul acesta, și ultimul de altfel, pentru că anul viitor o să fiu a 12-a și nu pot să mai candidez, din păcate. Chiar e o experiență minunată și chiar am descoperit foarte multe și am cunoscut elevi, ca și mine, care încercăm să schimbăm ceva. Pot. Să schimbăm mentalități și vrem să apărăm drepturile elevilor, pentru că uneori acestea sunt încălcate și cam asta e misiunea noastră. Nu toată lumea își cunoaște drepturile, nu toți elevii. Exact. Drepturile elevilor odată sunt vis-a-vis de cadrele profesorale, odată față de societate. Exact. Și presupun că și voi între voi, adică elevii, de la elev la elev. Și pe lângă asta mai organizăm și diferite activități culturale. Încercăm să ne scoatem un pic din zona de confort, să facem activități extrașcolare. Și aveți susținere, pentru că îl cunosc foarte bine pe domnul director. Îl cunosc extrem de bine pe domnul director Octavian. Octav, cișmașu. Ați văzut că mă corectează. Le-am spus. Mulțumesc. Vreau să văd dacă într-adevăr mă vor corecta. Da, îl cunoaștem foarte bine pe Octav. Octav a fost la noi la Dale dimineții alături de unul dintre fiii domniei sale. Faceți aminte că a spus că a vrut să facă tractorist. Da. A fost uimitor când a spus că vrea să facă, când a fost mic, el a vrut să facă tractorist. Acolo din generație în generație, pentru că și tatălui a fost acolo, și eu sunt convinsă că veți face treabă, pentru că cunoscându-l pe Octav, e clar că aveți libertatea cuvântului, pentru că și el a fost elev așa mai rebel ca noi, să spunem așa, avea un cuvânt de spus și și-a făcut vocea auzită. Și el e un exemplu pentru voi, pentru că, uite, dacă el a putut, înseamnă că puteți și voi. Foarte frumos. L-am rugat, de fapt, pe Rafael, în cursul zilei de ieri, să-mi pregătească câteva poze, să-mi pregătească câteva materiale cu activitățile lor. Mi-aș dori ca toate emisiunile să fie așa, a fost superb. Deci, efectiv, am absolut tot în cel mai mic detaliu aici, și chiar și fără, și pozele le avem pregătite, o să le vedeți și pe micile ecrane, dragii mei. Am și un desfășurător aici fără poze.
Deci vreau să vă spun nota 100. Dacă și la, nu știu dacă există nota 100, nu există, o inventăm noi astăzi. 100 de puncte. 100 de puncte, da. Mulțumesc. Dragii mei, minunați, foarte mult. A fost muncă în echipă sau ai lucrat singur? Pentru în echipă, evident. În echipă, evident. Minunați. Știți că eu vă spun de fiecare dată când am ocazia că conflictul ăsta între generații cred că îi dăm prea mare importanță. Avem tineri minunați, dragii mei, avem și tineri cu probleme, dar avem și bătrâni cu probleme, avem și persoane vârstnice cu probleme, avem și cetățeni normali cu probleme care sunt la 30 de ani, că nu știm ăștia sunt tineri, sunt bătrâni, nu știm care une se încadrează, dar vreau să aducem acasă la noi, în casele dumneavoastră în special, prin intermediul acestei emisiuni, tineri care schimbă lucrurile și care pot să-și facă vocea auzită și altfel decât, așa, prin știrile de la ora 17:40, când ajunge acolo la știri, uneori nu-i prea de bine. Și asta a dus la dorința mea de a arăta că avem tineri minunați, dragii mei, așa cum e Vlad Lință și a fost alături de noi aici, cum sunt fetele de la, de la Sigismund Tăduță și cum de foarte multe ori întâlnim la concursul și olimpiade școlare, scrie aici. Cine începe? Pe Iulia. Hai, Iulia. Dăm cuvântul. Hai, Iulia. Subiecte. Concursuri și olimpiade școlare. Ne păstrăm... Da. Olimpiada de matematică, olimpiada de științe economice, veterinară, agricultură. Adică, să înțeleg că elevi de la voi de la liceu au participat la aceste olimpiade. Da, am fost 12 copii la olimpiada de matematică județeană și 8 dintre noi am trecut la concursul Tehnomat la Timișoara, unde 7 dintre noi am luat premii. 3 au luat locul 3 și restul au luat mențiuni. Foarte fain, felicitări. Mulțumim. Ce a însemnat această experiență pentru voi? Cum v-ați simțit? A fost o experiență nouă, la care nici noi nu ne așteptam că o să avem rezultate atât de bune. Am făcut un schimb de experiență și cu alți colegi, alți elevi, care nu i-am mai cunoscut până acum. Am văzut fiecare ce poate, printre care ne-am ales și noi cu rezultate destul de bune. Nu ne așteptam. Dar și munca a fost pe măsură. Da. Uite, așa ne dăm seama, mergând la astfel de concursuri, că cât suntem de buni. Că așa în viața de zi cu zi nu-ți măsori niciodată nivelul de cunoștințe. Dar când ajungi acolo, în fața faptului împlinit, unde trebuie să dai un test, unde dai seama că de fapt munca ta e răsplătită. Cred, nu știu, am dreptate. Da. Să știți că satisfacția este pe măsură. Eu și cu Iulia am participat la Olimpiada Națională, faza județeană de economie, administrativ, comerț. Eu am trecut la faza națională, ea a luat mențiune și satisfacția este pe măsură. Dar și munca. Și munca. Și acum ne pregătim încet, încet pentru următoarea fază. Care e următoarea fază? Națională. Națională, frate. Unde se va ține națională? La Ialomița, Olimpiada de economie. O olimpiadă, aici o să stați 2-3 zile, că olimpiadele naționale se țin ca un fel de tabere. Da. Și vizităm, o să fie fain. Da, o să fie și distracție. Dacă eu mi-aduc bine aminte de pe vremea noastră, așa erau olimpiadele naționale, ca un fel de tabere,
unde socializam, ne cunoșteam, făceam schimb de scrisori, adrese, că nu erau telefoane ca voi, dar voi faceți schimb de conturi de Instagram, Facebook și uite așa se creează o adevărată familie între liceele din țară și păstrați legătura. Și spun asta pentru că eu am mai cunoscut, încerc să-mi tot aduc aminte, Andra, dacă ai o secundă pe Google, cine a fost președintele Consiliului Elevilor acum vreo 3 ani? Era un băiat, nu mi-aduc aminte numele lui, l-am întâlnit de curând, tot la fel. Au plecat, astăzi sunt la facultate, în centre universitare mari, dar se întorc mereu acasă și aduc cu ei spiritul ăla de acolo, din facultate și rămâne ceva frumos, vreau eu să cred, că de câte ori vă văd la oaltă, cei plecați cu cei tineri, cu cei de acasă și mai mici decât voi, bobocei, se creează așa o stare de bine. Alte olimpiade, ce mai vizați? Ce premii mai vizați? Păi, iarăși, colegii de noștri au trecut la faza națională a olimpiadei de creștere a animalelor și faza națională o să se țină la noi în școală. Ce fain! Da. 26-30? Da, 26-30 aprilie se va găzdui la noi în școală și ne bucurăm că avem și noi participanți și felicităm. Ce frumos! Numele lor, Ionuț și Ilie. Ionuț și Ilie merg la faza națională, la olimpiada de creștere animalelor. Ce animăluțe crește? Ce avem? Ce avem? Iepuraș știu că aveți. Avem iepuraș. Purceluș am văzut că aveți. Da. Avem vâcuțe, avem oi. Avem oi. Ce mai avem acolo la liceu? Avem păuni. Păuni, ai văzut ce a fost mai frumos. Și-au amintit, emoțiile sunt de vină, dragii mei. Olimpiada Națională de Agricultură și Vedere la noi în liceu, vor fi elevi implicați. Am aflat că e Ionuț și Ilie. Îi așteptăm aici la Dale Dimineții. Nu știu dacă se zică cu animăluțe sau fără animăluțe, nu știu dacă. Dar poate venim noi la voi luna viitoare. Să vedem care sunt impresiile și dacă nu, îi așteptăm pe ei să ne confirme încă o dată că vine așa din suflet să crești animale. Am văzut cu câtă dragoste, chiar povesteam, cu câtă dragoste grijau animalele, că noi eram ca devoratorii, să vedem, să filmăm, iar ei nu știau, săracii, cum să-și protejeze pruncii. Trecem de faza, mai amintim ceva la subiectul ăsta, am lichidat, a fost toată lumea amintită, colegii voștri să se uite și dacă nu se uită dimineața asta că sunt la ore, ei să se uită pe Facebook, nu a scăpat nimeni nepomenit, neamintit, e totul ok? Da. Mergem mai departe. Acțiune caritabilă. Fac, v-am spus, tot felul de lucruri frumoase. Magia toamnei și Movie Night. Movie Night, dacă traduc eu bine în câtă engleză, știu eu, domnul, nu știm, nu? Alin mă ajută. Ceva cu film. Așa-i? Seară de film. Seară de film, dragii mei. Hai, că nu m-a lăsat memoria. Bazar cu produse realizate de către elevi. Seara a avut loc un film caritabil într-o clasă. Banii în sumă de 7300 de lei au fost donați unui elev al școlii noastre, Andrei Busuioc. Și de aici avem poze, mulțumesc, Andra, ai fost pe fază, foarte fain. Da, hai să vedem, acțiune caritabilă, atât cât ne lasă Andrei să spunem și cât să nu-i atingem orgoliu și echilibru. Andrei a avut nevoie de ajutorul vostru, da? Putem spune de ce, ce a pățit, mare, nu intrăm în detalii, e o problemă de sănătate sau o problemă socială? O problemă de sănătate. Și Andrei a avut nevoie de ajutorul vostru. Și voi v-ați organizat foarte frumos acolo, văd, ați vândut
Da, am vândut, am așa, vândut produse. Așa, haideți să povestim. Dulceață, zacuscă, prăjituri, plăcinte. Totul făcut în bucătăria liceului. Fiecare clasă a avut standul lui. Așa. Și atunci au vândut fiecare și banii strânși s-au pus într-un plic, fiecare a scris clasa și s-au adunat și banii de la film și s-au dat copilului. Adică ați invitat la film colegi care au plătit bilet la film. Foarte, foarte frumos. Cum v-ați dat cu rândul la bucătăria liceului? V-ați stabilit ore în care intrați la bucătărie să gătiți pentru... Au venit de acasă pregătiți. Așa. Și au avut standuri pregătite de fiecare. Oprește aici, te rog, Andra, lasă poza asta puțin pe ecran. Așa? Au avut standuri fiecare și după cum putem vedea acolo sunt nuci și alte bunătăți. Și evident și noi am mâncat între noi, a fost foarte fain, toată lumea s-a simțit bine și dacă am avut și de câștigat, eu un plus. Mereu avem de câștigat din astfel de acțiuni. Acum, liceu, dar pruncii de pe ecran sunt foarte mici. Ce clasă sunt? Sunt clasă pregătitoare, cred. Am implicat din toate ciclurile de învățământ. Ce frumos! Am avut și niște probe, ca și niște jocuri după ce s-au vândut și atunci am implicat fiecare ciclu. Foarte frumos! Deci de la cei mai mici până la clasa a 12-a v-ați unit să vă ajutați un coleg. Da. Foarte frumos! Ce a zis Andrei? Care a fost reacția lui? Andrei este foarte mic, este pe clasă pregătitoare, dar și mama acestui a fost foarte surprinsă, foarte plăcut surprinsă. Dar Andrei a înțeles ce s-a întâmplat. Da, oarecum, da, am fost la el acasă și e emoționant, deci e foarte emoționant să vedem un asemenea caz. Și ne bucurăm că am putut să-l ajutăm și poate pe viitor o să mai facem. Dacă mai faceți, dați-ne de știre. Eu știu cazul, pentru că lucrând prin prisma meseriei mele, suntem mereu atenți la ce se întâmplă. Din păcate am aflat de acțiune după mea culpa, după ce ați făcut acțiunea, am fost impresionată. Dar data viitoare, dacă vă aduceți aminte, putem să lărgim cercul și să ne chemați alături de voi. Chiar dacă nu venim ca televiziune, cel puțin eu și colegii mei mai avem colegi care poate reușim să venim măcar fizic să fim alături de voi și să vă încurajăm. Pentru că foarte frumoasă acțiunea, dar e nevoie de curaj să faci asta. Da, l-am întrebat tocmai pentru că știu că Andrei e foarte mic și eram curioasă dacă a înțeles situația oarecum că ați fost alături de el. Îl salutăm pe Andrei, sperăm să fie bine. El mai are nevoie de ajutor. Dragii mei, cei care vreți să aflați mai multe despre caz, e foarte simplu. Facebook-ul liceului, acolo sunteți primiți. Cazul merită, credeți-mă, Andrei merită să fie în atenția dumneavoastră, pentru că e un copil minunat și are nevoie de ajutor. Și dacă putem să-l ajutăm, uneori poate nu neapărat financiar, și o vorbă bună spusă familiei e de bun augur. Felicitări, dragii mei! Mulțumesc! Puteam să aleg eu subiectele, dar am vrut să văd cum gândesc elevii de acolo de la liceu și am vrut să văd ce ar dori ei să transmită. Și sunt foarte mândri de spectacolul de Crăciun. Ca să vedeți că nu sunt singura care iubesc Crăciunul. Yes! Și voi faceți din fiecare zi. Înfloresc pomii, dar pentru noi e Crăciun, cel puțin pentru mine, dacă se poate să fie Crăciun în fiecare zi. Da? Ilia, vine Moș Crăciun? Ai fost cu minte, a venit Moș Crăciun? Am fost, da. A venit Moș Crăciun? Da. La tine a venit Moș Crăciun? Nu a venit. La tine a venit Moș Crăciun. Da. La tine a venit Moș Crăciun. Dar, dragii mei, și la mine a venit Moș Crăciun cu emisiunea, știți? Vă aduceți aminte că în 13 noiembrie am început emisiunea și a fost un Moș Crăciun foarte bogat anul ăsta. Dar de ce iubiți Crăciunul? Pentru tradiții, eu cel puțin. Îmi plac foarte mult tradițiile. Călușarul este preferata mea.
pentru magia Crăciunului, pentru spirit. Pentru un simplu fapt. Da, și dacă am avut oportunitatea să organizăm o astfel de activitate, am zis de ce să nu o facem. La fel ca și precedenta este a noastră a Consiliului și am avut tot sprijinul. Și chestia asta e un lucru mare, să ai tot sprijinul din partea profesorilor, a conducerii și implicit din partea elevilor, pentru că ei au fost cei de pe scenă, cei care s-au implicat și au avut diferite momente de dans, cântece și așa mai departe, tradiții, cum spuneam. Știți ce cred eu când la spectacolele astea de Crăciun, știți, la care sunt implicați profesorii în perioada aici, domnul profesor Ovidiu Demea, de exemplu, de la școala, de la liceul Sigismund Toduță, îl simt așa în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă vă uitați pe rețelele de socializare, devin copii. E, cred că, unicul eveniment în care profesorii pot să dea masca aia de duritate jos și să devină copii. Ce ziceți? Am dreptate sau... Aveți dreptate, da. Și reacțiile au fost pe măsură, la fel cum ziceți. Toată lumea a fost un copil. Toată lumea a fost un copil. Copilăria e foarte frumoasă, avem poze de la eveniment, ați cântat colinzi, văd și elevi îmbrăcați în frumoasele costume populare. Festivitatea asta de cor e tot timpul, se desfășoară tot timpul la liceu sau doar... Cu diferite ocazii și diferite, da. Dar ei fac repetiții, fac... Da. Rulează pozele oricum, nu te stresa, Alina. Avem aici o reclamă care rulează lângă mine, uite că au pus Alin pe foc, el e responsabil cu focul, dar nu e problema, Aline, că se vede, uite, e pe ecran sala, o sală plină, au fost părinți, presupun, prieteni, cine au fost cei care au venit la spectacol, de unde ați strâns atâta lume și în ce sală a avut loc? În Casa de Cultură a orașului Giurgiu am strâns peste 350, aș spune, de participanți, părinți, bunici, profesori, toată comunitatea a fost invitată să participe. Noi uităm la poze. Cine sunt crăciunițele? Noi două, cele așa mari, și restul sunt fetițele mici de la noi din trupă, trupa de Power. Avem o trupă la Giurgiu și suntem două trupe, noi cele mari și ele cele mici. Și am zis să ne unim, să facem un dans împreună. Uite cum dau ele din casă, așa, fără să se aștepte, cum e cu The Power ăsta, cu fetele, cu puterea, cum e. Faceți dans modern, din câte știu eu. Da. Se laudă tare domnul primar și tot zicea, uite, salutăm pe domnul primar, pe Vasilie Cărăguț, tot zicea că o să veniți la un matinal. Ia uite că două dintre ele au ajuns la matinal, că nimic nu e întâmplător în viața asta. Cele mici sunt dintr-o clasă sau sunt tot... De la clasa 3 până la a 8-a. Și uite o ocazie să vă întreb. Tu ești din Giurgiu? Da. Tu ești din Giurgiu? Giurgiu, băi. Favorizatul de aici. Două fete și stațiune. Da. Stațiune. Foarte fain. Și tu ești din Giurgiu. Foarte, foarte fain, felicitări. Îmi pare rău că n-am ajuns la spectacol. Atunci s-a deschis Casa de Cultură. Cred că a fost, cred că, printre primele spectacole care s-au ținut în Casa de Cultură de la Giurgiu. Ion Budaideleanu, dacă mi-am uitat bine. Da, da. No, ce memorie bună am. Îmi scriu aici... Toată comunitatea a fost invitată, nu știu dacă a fost invitată, dar sigur a fost prezentă, dragii mei, după cum am văzut în sală. Am oferit cadouri copiilor mici de la grădiniță. Da, am făcut și acest lucru. Doamna Daniela Lal a avut această idee să oferim celor mici, celor de grădiniță, cadouri. Iar fiecare, cu cât a putut, a contribuit la acest lucru. Felicitări, sperăm să mai vedem și la anul un spectacol și mai amplu, acum aveți și vechime, mai prindeți experiență. Un an, clasa 11, da, experiență, o să fie
mișto. Vedem, dragii mei, rămânem aproape de ei. Ofertă educațională. Andra, ne spui un timp ca să știm cum ne oprim asupra subiectelor? Cât mai avem din emisie? Mai avem 20 de minute, ne spune șefa la butoane, Andra. Știți aia cu Andra Halatău? Andrei Halatău îi place o postare. Băi, Andra, cine e Andrei? De fapt, era Andra, da, like, Andrei, nu Andrei, dar blonda s-a prins mai greu. Andrei de pe Facebook era, de fapt, Andra și astăzi e șefă, ea e la regie. Ofertă educațională, o clasă cu două profiluri, economic și turism, wow, respectiv agricultură și veterinară, clasă de profesională, horticultor și lucrător hotelier. Foarte frumos. Atmosferă plăcută în timpul pauzelor, cu muzică. Oportunități de a participa în vizită de studiu, diferite târguri și expoziții, ziua muntelui, în Parâng, târgul firmelor de exercițiu, Alba Iulia, ziua rozelor, la Ciumbrud, frumos, Erasmus în Slovacia. O doamnă profesoară, vrea să facem o emisiune, am întâlnit, cum o cheamă pe doamnă profesoară de la horticultură, Rămâne. Așa că cu Erasmusul din Slovacia. M-am întâlnit cu ea la cumpărături. Beneficiem de programul Masă Sănătoasă și vreau să vă spun că sunteți, cred că, singurul liceu care produceți mâncarea acolo la voi în cantină, dacă rețin eu bine minte, da? Masa? Da. Meniuri făcute de nutriționiști pe grupe de vârstă, alimente procurate din propria... producția proprie a liceului și aici chiar îi cred pe cuvânt, dragii mei, pentru că au hectare întregi de legume, fructe, lavandă. O salutăm pe Maria și îi spunem condoleanțe, sperăm să vină alături de noi. Trebuia să fie săptămâna asta la Dale Dimineții, dar din păcate are un deces în familie. O salutăm pe Maria, dar o așteptăm aici alături de noi în curând. Ce e cu oferta asta educațională? Voi ce faceți? Știți, era o vorbă, am învățat eu la istorie, după mine potopul, știți cine a zis-o? Un francuz, un rege, ce-o fi fost el. De ce nu faceți la fel? După voi potopul. De ce vă ocupați de oferta educațională? Voi, de mine asta m-a impresionat. Adică să te gândești la viitorul elevilor, adică voi plecați oricum. Vrem să-l promovăm. De să ce? Vină elevi. De ce? Aici. Pentru că așa cum noi am beneficiat de anumite oportunități din acest liceu, de ce n-ar participa? N-ar beneficia. N-ar beneficia și ceilalți. Cum ar fi, după cum bine ați citit, vizită de studiu. Anul ăsta am avut o vizită de studiu la Costești. Timp de 4 zile am vizitat diferite agențe cu economici, ne-am jucat, am făcut jocuri, super fain, super fain. Sau programe Erasmus Plus, am fost în Slovacia vara trecută, timp de o săptămână, sau participăm la diferite târguri și expoziții. Participăm la Alba Iulia, am fost la Universitatea 1 decembrie, cu târgul filmelor de exercițiu la care am luat și premiu. Ce? Premiul 2? Ce frumos! Bravo! Felicitări! Și atunci, dacă noi am beneficiat de acestea, de ce să nu poată și ceilalți? Așa o gândim. Păi, da, uite, asta e din Alba Iulia, cred că chiar da. Poza, iubita, te rog, încă o dată înapoi, ultima poză, chiar din Alba Iulia, am făcut și eu facultate aici la 1 decembrie. Greu să obții premiul 2 la Alba acasă, pentru că județul Alba are licee foarte bune și de renume, unul chiar de același profil. Ciumbrudu e la fel de vechi și de istorie și de tradițional precum e și liceul din Gioagiu, din punctul ăsta de vedere. E HCC-ul, Alba Iulia, Horia Cloșca și Greșan, care a dat nume acestei țări. Liceul din Sebeș, care e unic și unește Valea, liceul teoretic, colegiu, cred că la momentul ăsta. Liceul Braga, da. Da.
era teoretic, era industrial pe vremea când eu l-am terminat, dar și atunci o putere în județ ca și acum. Felicitări, foarte greu, sunt convinsă că n-a fost ușor. În ce s-a bazat? Hai să-i povestim așa despre acest concurs de la Alba. Ce ați făcut teoretic acolo? Hai să le spunem și telespectatorilor. V-ați dus la concurs, dar ce ați făcut? Pe ce se concretizează toată activitatea de acolo? Păi noi avem două firme de exercițiu, după cum bine vă spuneam mai înainte. Așa. Fiecare firmă de exercițiu a avut câte un stand alocat. Pe stand ne-am prezentat diferite produse. Am mai avut cataloge, pentru că este o firmă, așa. Catalog, materiale publicitare și așa, așa mai departe, și am avut diferite secțiuni. Spot publicitar, prezentarea firmei, catalog, produse. Am avut chiar și o prezentare în limba engleză cu studențe din Erasmus, din alte universități. Și am reușit, spre surprinderea noastră oricum, să luăm locul 2. Nu știu de ce sunteți mereu surprinși că luați premii voi acolo la Giugiu, pentru că să știți că fără nicio umbră de critică față de alte licee sau de alte instituții de învățământ, voi sunteți foarte tehnologizați, să spunem așa. Directorul, și ajungem din nou la Octa, se ocupă din punctul ăsta de vedere. El înțelege foarte bine, se înțelege foarte bine cu tehnologia. Asta știm dintotdeauna. Octa e prieten cu tehnologia. Și voi sunteți foarte tehnologizați. De ce vă simțiți mereu surprinși? Pentru că sunteți foarte buni din foarte multe puncte de vedere. Chiar surprinzător că sunteți surprinși. Eu mă așteptam să fiți mai încrezători în voi. Pentru că munciți foarte mult și programa voastră școlară e un pic diferită față de a celorlalte instituții de învățământ. Pentru că voi faceți și foarte multă practică, lumea să înțeleagă orele, ore, dar eu știu că voi, din timpul liber, alocați foarte mult timp activităților de acolo, de la liceu. De ce sunteți atât de surprinși că sunteți buni? Știm că întotdeauna se poate mai bine. Exact, da. Autodepășire. Bună, ce v-ați dori voi să faceți mai bine? Adică când spui aș vrea să fac mai bine, știi, aș vrea să fac mai bine lucrul acesta, ce? Cumva ne criticăm pe noi înșine. Și știm că se poate mai bine, puteam să ne dăm mai mult interesul. Dar cumva... Am luat locul 2, de ce nu puteam să luăm pe 1? Da. Nu. Iulia n-are cuvintele la el dimineața asta. Le-a lăsat la George? Am luat câteva. E dimineață. Are emoții, dragii mei. E clar că nu e ușor. Cred că le-ar fi fost mai ușor dacă mergeam la ei la liceu, pentru că acolo, într-adevăr, s-ar fi simțit mai bine. Cred că am terminat în mare parte subiectele pe care mi le-ați propus. A răsuflat ușor, dar emisiunea nu s-a terminat, Rafa. Mai vreau ultimul calup, Andra, te rog, ultimul calup de poze. Vreau să le mai rulăm. În ele apare și Octav. Ia uitați-vă aici, tata și fiul, spuneți voi sau spun eu? Haideți să vă aud. Sovacea, din așa. Lucky, cred, da, așa se numea localitatea, în programul Erasmus Plus. Aici aveam o activitate de rapiditate, oricum, și trebuia să dăm sticla și scociul de la unul la altul. Și domnul director a picat la mijloc. Pica la mijloc, lângă domnul director e un e smile. Fiul său, e da. Fiul său, Patrick. E Patrick, care a fost la noi la dale dimineții și ne-a uimit, dragii mei, exact despre ceea ce povesteam mai la începutul emisiunii. Acești tineri minunați ne uimesc de fiecare dată. Aici unde suntem?
Tot în Slovacia. Tot în Slovacia, pozele da. Sunt... Aici, și în acest proiect, fiecare țară am avut o seară dedicată tradițiilor. Sunt în tradițiile. Și în poza care a fost, da, uitați aici, avem un costum popular. Așa. Și chiar i-am impresionat. Eu consider cel puțin că i-am impresionat. Din câte țări? Ați fost acolo în Slovacia, ați fost voi invitați la... să înțeleagă și cei de acasă ce înseamnă acest program Erasmus. Program Erasmus, fiindcă am făcut sute de știri despre acest program Erasmus. El rulează deja de câțiva ani de zile. Se desfășoară între o școală din România și o școală din Slovacia, dintr-o localitate, zic bine, da. Da, voi v-ați întâlnit acolo, ați locuit acolo la familie acasă, la fel cât ați stat în Slovacia, ați locuit... La o cazare, v-au cazat. Da. În general, la Erasmus... știu că se locuia acasă la cei care invitau. Cei din Slovacia au fost la voi sau urmează să vină prin programul Erasmus? Voi urmează să vină, au fost și din Polonia. Așa? Din Polonia am fost din trei țări. Deci e ultima seară de acordarea diplomelor și cumva există niște schimburi de experiență și se leagă niște prietenii foarte faine. Ce v-a impresionat în Slovacia? Pe tine ce te-a impresionat în Slovacia? Cât de mult ne asemănăm, cumva, cât de mult ne asemănăm ca și oameni. La fel cum poate noi, sau eu, nu eram cel mai bun cu engleza, ca și alții. Nu erau mai bun ca și mine. Și atunci asemănarea asta. Tu ai fost în Slovacia? Nu. Eu am fost. În Slovacia. Dacă ai avea ocazia, știi, la loto, da? Și ai bani mulți. După ce o să mergi să vezi Europa și alte țări, alte continente pe care îți dorești să le vezi astăzi și nu o faci pentru că nu ai finanțele necesare, te-ai întoarce vreodată în Slovacia ca turist? Ca turist, da, dar să locuiesc, totuși aș reveni în România. Prieteni, familie și poate putem construi ceva. De ce nu? Hotărât? Da. Bravo. După ce vei termina clasa 12-a, ce te gândești să faci? Care ar fi visul tău? Încă nu am ceva foarte bine stabilit, încă oscilez între economie, drept, Cluj, Timișoara. Încă mai am timp un pic să mă decid. Mai am un an. De ce drept? Îmi place. Îmi place legea, îmi place justiția în general și îmi place dreptatea. Tocmai apăr drepturile elevilor. Știi că facultatea de drept nu are nicio legătură cu dreptatea. Știu, dar e legat cumva. De ce științe economice? Pentru că am terminat această specializare și cumva am bazele. Și te gândești că ți-ar fi mai ușor? Da, ar fi mai ușor decât la drept. Eu o consider o facultate grea, dar frumoasă. Pentru mine. Da, mă rog. Discutăm. Noi sperăm să te duci la științe economice, că nu merită să te pierdem, pentru că e clar că stăpânești foarte bine darul vorbirii, ai carismă, o să o pierzi, pentru că sala de judecată sâmbătă ne alege căuta. Și păcat să pierdem așa ceva. Ca științe economice mi-ar place să te văd pe un post undeva, la o firmă, pricep ce înseamnă marketing, te-am auzit despre... pliante, filmulețe, clipuri, alea. Cred că ar fi mai bine pentru noi. Pentru noi, pentru el. Pentru el n-avem de unde știi. Dacă ai alege științe economice. Orice ai alege, eu sunt fer convinsă că vei face cu pasiune să vede asta. Iulia, îți dau o veste proastă, mai avem vreo 7 minute, cred eu, și nu scapi. Tot trebuie să vorbești. Da, ai ascultat destul. Eu vreau să continui. Ce faci când ești mare? Încă nu știu exact, dar tot așa pe științe economice, ori Cluj, ori Timișoara. În mai ne pregătim amândoi pentru un examen la marketing, să vedem dacă ne putem
Dar dacă dăm acest examen și luăm peste notă 9, o să avem media 10 la Cluj. La, cu admitere, da. Și mai trebuie să luăm bacuri. La ce examen de marketing? Pentru ce? E un program, probabil, sau ceva? Despre ce e vorba? În ce costă examenul? Las-o pe Iulia să vorbească, să se pregătească de examen. Te rog. Nu știm încă exact. Adică am început pregătirea. Ce înseamnă marketing? Ce înțelegi tu prin marketing, în primul rând? Comercializare. Și cum te gândești tu să convingi, uite, să mă convingi pe mine să fac o achiziție? Dacă până la urmă marketingul e sufletul comerțului, da? Așa cum tu vrei să promovezi ceva, să mă convingi pe mine să cumpăr ceva, să cumpăr un serviciu, un produs, nu știu, ceva. Cum te gândești tu să faci asta? E cel mai tare examen pe care îl dai. Trebuie să ai o idee. Uite, dacă ne gândim la ceva din, uite, un buchețel de lavandă, cum mai convinge tu pe mine să vin să cumpăr un buchețel de lavandă de la voi, că eu pot să-l cumpăr și din Deva. Dar să mă duci la George să-l cumpăr de la voi. Păi, noi în toate produsele noastre, din câte ați văzut, ne punem mereu amprenta personală în exact toate produsele. Amprenta personală e o bucată din sufletul vostru, presupun. Da. Și dacă din... vă pun la George, îmi dați iubire? Da, normal. Am o bucată de săpun, de câte ori o văd, mi-aduc aminte că ori că pus acolo iubirea și nu-l folosesc, nu-l consum, că vreau să păstrez iubirea. Așa, iubita. Fiecare lucru care vine de la voi vine cu iubire și cu amprentă personală. Mergeți la liceul la George, v-am îndemnat și atunci, o fac și astăzi, pentru că dincolo de porțile acelei instituții de învățământ găsiți, dragii mei, lucruri deosebite. Adică înțelegere, bună cuvință, îndemânare și nu glumesc, foarte multă iubire și pasiune. Asta e impresionant la cei de acolo, orică e directorul, că e profesor, că e elev, că e pasnic, că e, nu știu, ce vreți voi, se simte așa o energie plină de pasiune, iubire și respect față de natură și de tot ce înseamnă viață, și aici mă refer la animale, și nu scapi. Ce vrei să te faci, Alexia, când ești mare? Eu mai am 2 ani încă de gândire, deci nu sunt așa bine stabilită. Dar tot pe partea asta de economie vreau să mă duc, pentru că am bazele și atunci vreau să continui pe partea asta. Pe lângă iubire și pasiune, tu ce pui în buchețelul de lavandă ca să mă convingi să vin la George? Păi aș încerca să-l promovez. Cum? Prin diferite filmulețe, să vă arăt ce mai avem noi la liceu la George. Atunci poate vă atrage. Poți să trimiți mireazmă printr-un mesaj? Da, încerc. Dacă nu pot, încerc. Poți, îți spun eu, descriind mireazma. Și nu trăsă-ți ca o inventezi tu. Găsești că au descris-o alți poeți înaintea ta. Dragii mei, din păcate pentru mine, mi-aș fi dorit să mai am încă cel puțin o oră cu acești tineri minunați, dar din păcate timpul nostru din această dimineață s-a scurs. Din această dimineață. Eu vă aștept alături de mine de fiecare dată când aveți ceva de spus și sunt ferm convinsă, așa cum v-am cunoscut anul trecut, că până veți pleca ne vom mai întâlni. Da, mulțumim noi de invitație. Și tu cu mai multe cuvinte. Da. Promiți? Da, promit. Vin la Giagiu. Felicitări, dragii mei, și vouă, și profesorilor, și tuturor celor de acolo de la liceu. Rămânem aproape de voi. Vă rugăm să rămâneți aproape de noi. Să ne dați like și share, chiar dacă nu e subiectul care vă interesează. Dar poate ne ajutați. Uite, noi pe voi...
și voi pe noi. Asta înseamnă marketing puiuț. A fost o emisiune altfel, dragii mei, o emisiune pe sufletul meu, o emisiune care mi-a făcut plăcere și o să-mi facă de fiecare dată când pot să am alături de mine, nu doar aici la Dale Dimineții, oriunde în viața asta să am alături de mine această generație minunată, acești tineri minunați, cărora noi le dăm încredere. Sper și îmi doresc să vă convinc și pe dumneavoastră să le dăm încredere, să le dăm o șansă să ne demonstreze că nu e totul pierdut. Și mâine dimineață, astăzi ce-i? Azi miercuri? Joi. Azi joi? Mâine vineri? Mâine vineri? Mâine, hotărâți-vă. Miercuri. Hotărâți-vă. Azi miercuri. Azi miercuri? Și mâine joi? Da. Mâine joi. Nu, mâine vineri. Mâine vineri, fraților! Se gata săptămâna. Alături de mine la Dale Dimineții va veni Mariana Lemneață, nu singură, cu alți tineri minunați de la Palatul Copiilor. Ansamblul Pădureanca au fost plecați în Italia, dragii mei, și vin cu imagini. Deci eu insist. Avem tineri minunați, avem profesori minunați, avem oameni minunați alături de noi. Haideți să reușim să dăm mână cu mâna și să rămânem într-o atmosferă cât mai armonioasă, pentru că e primăvară, e cald, e frumos, e soare afară, e soare în sufletul nostru. Până mâine dimineață eu pot doar să vă spun simplu, așa cum vă spun de fiecare dată când ne întâlnim. Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Vă iubesc!